Viral pe rețelele de socializare, un șofer de taxi din Constanța și-a transformat mașina într-un mini-studio de karaoke, iar acum clienții săi călătoresc pe ritmul unor melodii celebre. Ideea ingenioasă i-a adus foarte mult succes. Șoferul cântăreț abia mai face față cererilor. În cel mai romantic taximetru din Constanța. Taximetrul discotecă, taximetrul unde atât dumneavoastră cât și șoferul puteți să cântați pe timpul cursei. Bună ziua, liber sunteți! Bună ziua, bineînțeles! Poftiți, vă rugăm, vă așteptam! Gianni Baidoc este un constanțean de 45 de ani, care de ani întregi își îmbină pasiunea pentru muzică cu cea pentru condus. Taximetristul cântăresc și-a instalat un sistem de karaoke format dintr-un telefon mobil, câteva boxe performante și un microfon, iar acum își încântă toți clienții. Totul a început din pasiunea pentru muzică. Prima oară cântam pentru mine. Nu mi-am dat seama că o să placă atât de mult și clienților, pasagerilor, doamnelor, în special cuplurilor. Am văzut cupluri între 40 și 60 de ani. Gianni a devenit viral pe rețelele de socializare, iar acum șoferul face cu greu față cererii clienților. Dacă sunt domnișoare, le punem Whitney Houston, le punem Maria Carey. Dacă sunt bărbați și vor să cânte, dar mai puțin bărbații, le punem Eros Ramazzotti, Julio Iglesias. Depinde, fiecare ce vrea. Gianni spune că ideea lui ar putea fi preluată și de colegii lui, mai ales acum în pandemie, când barurile de karaoke și cluburile sunt închise.